Mâncare cu principii. All kinds of variety. De Cezar Munteanu. A little bit of everything. La Europa FM. Cezar este în studioul Europa FM de data asta. Bine ai venit. Bine v-am găsit, fără borcane la mine. Da, parcă ai promis că vii cu ceva. Da, nu? Știu, am încurcat borcanele. Ai încurcat borcanele și de data asta. Nu contează, te iertăm, este ziua ta. La mulți ani, Cezar, mă rog, este ziua internațională a bucătarilor. Și pentru că tu faci parte dintre aceștia, mai spune cineva bucătari sau toată lumea șef? No, șef? E ok dacă spune și bucătari? Bucătar, în mod normal, ești bucătar, știi? Okay. Și după aia devii șef bucătar. Înainte de 89 chiar erau câteva trepte. Era bucătar 1, bucătar 2, bucătar 3, bucătar gestionar, bucătar șef. Hai că era o întreagă pleiadă. Bucătar gestionar era penultima poziție pe care o puteai oarecum atinge, penultima da? Poziție, știi? Dacă pui că mai ești și maestru în artă culinară, asta este the highest in the room, trebuie scot, știi? Cum ai început, Cezar? Îți mai aduce aminte? Ce te-a făcut să alegi meseria asta? Că până la urmă, pe lângă pasiune, e și o meserie acum. Ce te-a făcut să o alegi? Și care a fost prima ta rețetă, dacă îți mai aduce aminte? Deci, un lucru este clar. În momentul în care futăierea de moți, cum zice Olteanu, când a fost tăierea de așa, moți, ce toate ales? Îți mangalia, surpriză, lingura. Lingura, ok. Și la care maică mea, deci, îi spune lui taică-miu, sau invitaților, asta o să facă bucătar, clar, la care taică-miu a zis, tași din gură piazărea ceai. Sau o să mănânce mult. Sau o să mănânce mult. Taică-miu chiar nu și-a dorit absolut deloc să mă fac bucătar și am fost așa pentru multă, o mare perioadă de timp a fost oaia neagră a familiei. Eram singurul care a decis să fac o misi. Ce e să fii bucătar? Înainte de 89, îți dai seama. Știu că asta mi-am dorit. De când, prima dată când am fost întrebat serios ce ai vrea să te faci când ajungi mare, am zis bucătar. Probabil că ori mi-era foame, ori mă gândeam cât de bine se trăiește în bucătărie. Realitatea nu e în niciuna din astea două variante. Chiar mi-a plăcut de când mă știu să gătesc. Asta e un lucru pe care am zis că dacă pot să mulțumesc divinității că mi-a dat posibilitatea asta să-mi urmez meseria în funcție de ce dorință am avut când eram mic, e lucrul cel mai frumos. Plăcerea asta s-a transformat pe parcurs în meserie și nu e o meserie chiar ușoară. Nu e o meserie ușoară, știi, și asta trebuie văzut, că cine se apucă de bucătărie, să facă bucătărie la nivel profesionist, mă, trebuie să o facă cu conștiință, să o facă împăcat că își asumă anumite impedimente. Nu e o meserie ușoară. E grea fizic vorbind, intelectual vorbind, că dacă cineva crede că doar frige o bucată de carne în tigaie și dațit, se înșeală marnic. Dar mă întrebai, una dintre întrebări era ce am gătit pentru prima dată. Dacă sau ce mai aduce aminte. Și atent o chestie, când mergeam, eram copil, eu am copilărit în Mangalia și de multe ori spun chestia asta, mergeam la pescuit cu taică-miu, deci ne urcam în barcă, aveam pe cineva de la Kerhana, ne urcam în barcă și dădeam la țaparină, la stavride și de fiecare dată ne întorceam cu pește acasă, dacă nu pescuiam sigur, treceam pe la Kerhana, că vorba aia, aveam omul în barcă și îmi făceam borcanele mele. Țin minte, pe vremuri, înainte de 89, maica mea făcea foarte multe conserve de pește, băi, extrem de multe, cu stavrit, cu chefal, cu tot ce s-au congelat, mă rog, cum era pe vremuri, că îți spuneai deoparte, era proteina pe iarnă. Și vreau să spun că eu aveam conservele mele, borcanele mele, pe care le însemnam, adică aveam altceva pus în ele. Pentru că aveam condimente și pe vremea lui Ceaușescu, cel puțin la mare, știam și de oregano, și de măghiran, și de piper, și de dafin, și adică nu era o problemă asta. Din contra, am mai zis-o, mai aveam așa pe sub mână, mai prindeai câte o sticlă de ulei, care îți venea ori din Turcia, ori din Bulgaria, deci aveam cu ce. Și mi le făceam eu, mi le însemnam și toată lumea făcea diferența după aceea. Bă, da, uite, că a avut dreptate și la un moment dat, ții minte că ai zis, mai că mie, să-l asculți pe ăsta micul data viitoare și asta a fost una dintre remarcile în finală lui taică-miu, că m-aș pricepe și aș avea ceva gust. Și prima rețetă adevărată a fost o piersică gratinată, asta aveam vreo 14 ani, exact în anul în care m-am decis să dau la liceul de alimentație publică în Mangalia. Piersică gratinată cu înghețată.
Întâmplarea a fost că ne-am dus jos să luăm înghețată în fața blocului, aveam mașină de înghețată și băgasem, maica mea băgase niște borcane la cuptor, la sterilizat, și m-am apucat și am pus peste o farfurie cu piersici sau caramelizat și după aia am pus înghețată peste ele și toată lumea a zis, wow, ce tare. Primul tău job, îți mai aduce aminte în ce an? Oficial cu carte de muncă sunt din 1990. Și am încă 3 ani de practică pe care am început în 1987, pardon. Pe final de intervenție, spune-ne, Cezar, ce s-a schimbat din 1990 și până acum în domeniul ăsta al, cum să spun, bucătărelii? S-au schimbat lucrurile, au evoluat? S-a evoluat foarte mult, adică bucătăria s-a dus foarte, foarte sus. Avem încă de făcut multe lucruri, spun eu, dar, mă rog, ca și idee generală, da, s-au schimbat lucrurile. Ar trebui umblat în continuare, pentru că vreau să trag un semnal de alarmă, ar trebui umblat în continuare la educație de calitate în domeniul ăsta, pentru că, din păcate, școlile profesionale, liceele tehnologice din alimentație publică, da, încă suferă enorm la capitolul informație, și cred că aici ar trebui și încă un lucru. Copiii ăștia care vin din urmă au nevoie de mentori. De asta este un semnal pe care îl trag tuturor bucătarilor care au ajuns pe sticlă sau pe unde sunt și sunt vedete, să încerce să fie mentor pentru cât mai mulți copii, pentru că au nevoie de un mentor în viață. Dar putem ține capul sus așa și ne putem compara cu bucătari din Franța, din Italia? Da. Eu zic că da. Eu mă bucur să am elevi de-ai mei care au luat aur afară la competiții foarte importante, chiar și în noiembrie acum plec într-o competiție importantă ca și mentor, ca și profesor în Zagreb, în Croația, cu unul dintre cei mai buni bucătari români la categoria lui de vârstă. Deci, da, suntem și ne batem nu neapărat de la egal la egal, dar ne străduim să facem lucruri extraordinare. Îți mulțumesc foarte mult, Cezar. Mă bucur că ne-am întâlnit chiar de ziua ta. Cu mare drag și nu uitați, urcați pe pagina mea de Instagram pe Chef Cezar Munteanu, pentru că tocmai am lansat și o rețetă nouă astăzi. Despre un sandwich cu ton de slasă gurabă. Oh, okay. Că tot venim de la mare, nu? Perfect. Mulțumesc foarte mult. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Cu mare drag. Felicitări, ai reușit.